Salutare! Încă nu a venit toamna, deși suntem aproape de jumătatea lui octombrie. Anul ăsta avem așa un an oarecum capricios, dar care ține cu noi cumva. Pentru că temperaturile astea blânde nu ne cresc consumul la mașini, nu ne forțează să dăm drumul la încălzirea de acasă, și automat vom avea niște costuri ale vieții un pic mai ieftine. Plus că e încă foarte, foarte frumos de călătorit. Iar toamna abia acum și intră în... începe să-și așeze culorile. De câți ani vin eu prin parcul ăsta și prin parcarea asta, niciodată nu am prins-o atât de târziu. Adică totul să fie încă verde. Cred că vom avea o toamnă târzie și blândă. Ceea ce e bine. Dar astăzi facem un episod la cererea voastră, la ideile voastre, la sfaturile voastre. Am venit puțin mai devreme în dimineața asta pentru că aștept o mașină la filmare și trebuie să fac un episod, trebuie să duc toaregul ăsta al meu, să-l plimb pe aici, pe traseul ăsta al nostru, să merg cu el cum merg cu celelalte mașini și să vedem ce cifră de consum ne va arăta în bord. Chiar și eu sunt curios pentru că n-am făcut cu mașina asta experimentul ăsta, nici cu celelalte toareguri cred că nu l-am făcut, cel puțin cu ale mele. De filmat, episodul ăsta îl vedeți filmat cu un telefon Samsung S23 Ultra. Este filmat în mod Full HD, 60 de frame-uri, cu HDR10 și cu rata de biți ridicată pe fișierele de filmare. Iar clipul va fi urcat direct, nu va suporta editare. Adică avantajele Samsungului față de un iPhone sunt uriașe. Faptul că pot da pauză acestui clip, pot muta telefonul în altă parte, pot ajunge în altă locație, îl pot monta pe el într-un suport și continua de acolo. Lucruri care la iPhone nu le poți face decât să întrerup fișierul și să pornești alt fișier, automat ai nevoie de editare. Bun. Toaregul ăsta al meu care l-am acum este un 2011 fabricație cu motorul de 3 litri cod casa, cutia cu 8 viteze, încălțat cu roți pe 19, dimensiunea standard 265-50. L-ați mai văzut cum arată, o să vă arăt acum repede prin bord cifrele de consum care le are el și ce... Fiindcă și puțină reclamă, să-i mulțumim lui Daniel Leulescu, prietenul nostru, aruncat și un ochi pe canalul lui, care când trece prin Craiova tot timpul face gesturi frumoase, mi-a adus niște Coca-Cola din Germania. Iar pe partea asta vreau să vă ajut cumva și să-l ajut și pe Edi, prietenul meu, un băiat simpatic care face update-uri la navigațiile originale ale mașinilor. Găsiți anunțul lui pe mai toate cluburile, gen Volkswagen Club Touareg, Club Insignia, Toyota și așa mai departe, grupurile de Facebook. Vă asistă telefonic, vă trimite prin curier carduri ce este nevoie. Așa arată cea de pe Touareg, făcută la, updatată la România, cu România la 2023, străzi, puncte de interes, tot ce este nevoie. Și chiar arată unde suntem. Glumeam. Bun, haideți să pornim toaregul. Să vedem ce cifre de consum avem pe aici prin bord, ce ne arată momentan. Deci eu am alimentat zilele trecute, am mers numai în zona asta a orașului, n-am plecat prea departe, am făcut 105 km, atât s-a mișcat acul, atât mai mergem cu ce motorină e în ea, cu o medie care mașina ne-a arătat de 9,2. Acum, în episoadele în care ați văzut, care le-am mai filmat și care ați văzut, gen drumul la mare și altele din zona unde eu am făcut probe de plin pe plin, consumul mi-a ieșit 10,5. La drumul de dus, mers cu viteză de autostradă chiar un pic mai mare decât cea legală, climatizare, dar nu cu mașina încărcată, doar eu
roțile umflate la presiunea dată de producător. Foarte interesant că la generația asta a doua, producătorul a scăzut presiunea față de generația trecută. Deci la generația trecută mergeam cu 2 cu 5, la asta mergem cu 2 cu 3. Mă rog, și așa mi se par cam tare un pic, mai ales pe puntea spate, dar poți să mai jonglezi un pic cu ea, mai ales dacă nu cari, nu mergi cu multe persoane în mașină. Haideți că vă mai povestesc mai multe pe drum, să resetăm această cifră și să montăm telefonul în suportul din spate. Sper să mă auziți și să ne și vedem cum trebuie. Pare rău că nu am un cameraman la dispoziție, dar mă descurc cu ce pot. Și ia să vedem dacă l-am aliniat cum trebuie. Da, vedem cum s-ar vedea și pe wide. Hai Samsung, fă-te wide. No, mergem pe camera normală, că pe wide e prea mult. N-are rost să... N-are rost să mă vedeți pe mine atât de mult în cadru. Să vedeți traseul, să vedem mașina. Hai să ne punem în mișcare. Unul din inconveniente la generația asta a doua de Touareg, la cele care au memorii la scaune, cum e asta a mea, mă enervează maxim. Poziționarea lor e o chestie care Volkswagen a greșit-o. Le-a pus în butoanele de, pentru memoriile scaunelor, sunt exact pe ușa de la șofer, exact în locul în care vei atinge cu cotul, vei atinge cu mâna când te dai jos. Și tot timpul mi se întâmplă să-mi dereglez scaunul. Adică apăs pe unul, dacă apăs pe unul e ok, că unul e a mea, dar trebuie să apăs și să memorez și celelalte poziții, tot pe poziția mea, că dacă mă apăs pe ele să nu mi mai miște. Și trebuie să-l sincronizez și cu cheia. Nu știu exact cum se face, dar ne uităm pe YouTube, că YouTube-ul ăsta ne spune tot. Ca să faci locul 1, cheia 1, locul 2, memoria 2, cheia 2. Să mergem prima parte a traseului până acolo la parcarea de la spital și înapoi. Zona asta de viraje care urcă și coboară cu cutia de viteze în drive. Serpentinele și partea de ieșit din oraș o să mergem în sport. Mașina are motorină în ea de la Petrom. Eu, știți bine, alimentez cam de peste tot. Am stațiile, prefer stațiile nu ale unui producător anume, dar prefer stațiile unde este rulaj mare. Într-adevăr, față de generația trecută, este o evoluție mașina asta, dar nu este o evoluție uriașă. Evoluție mai mult pe partea asta de ce ai la îndemână ca șofer. Ergonomia interiorului e alta, e optimizată, e mai bună, e cea a Passatului B6, B7. Pierzi la partea de 4x4, nu mai ai reductorul și blocantul sau blocanții, decât în variantele la mașina asta pot fi cumpărate ca opționale. Se numește sistemul 4X Motion, dar eu n-am văzut niciuna în realitate decât în anunțuri, în poze sau pe filmări. Clar, s-a renunțat la 200 de kg de greutate și la o tehnologie care foarte mulți oameni nu o vor folosi niciodată. Pot să vă spun că și eu, din experiența cu celelalte, reductorul, partea asta de blocant, am folosit-o pe drumuri forestiere. Dar pot să zic că mă descurcam și fără ea. E într-adevăr mai utilă, că o lași într-o viteză și așa merge. Mi s-a părut foarte legată cu transmisia manuală. Cele două care le-am avut, cele de 2.5 și de 3.0, care le-am avut manuale. La automate nu mai e aceeași chestie, adică automata e automată. Mă rog, e bine că Volkswagen a avut tehnologia asta și a montat-o pe monștrii ăștia mecanici. Însă ce nu-mi place la această a doua generație, referitor la partea de cutii de viteze, 1. Merg foarte subturate. Deci noi acum mergem cu A7-a la 60 și un pic la oră, cu 1000 și un pic de ture. Dacă o vei da în modul sport, va sta un pic mai turată.
Bineînțeles, poți să o dai și pe manual și să schimbi tu de la padele, dar atunci la ce ți-am luat o cutie manual, automată. Generația veche, având doar 6 trepte de viteză, ajungi la viteza, să zicem, mai ales când mergi în regim de autostradă, la viteza de 120-130 pe oră, mașina este între a 6-a, la peste 2000 de ture, adică e ce trebuie. Turbina e încărcată, ai accelerat, te duci, poți face o devansare pe autostradă foarte ușor. Asta, ai accelerat un pic mai tare, retrogradează, schimbă 6, 7, 8, 7, 7, 8, 6, 7, te va zăpăci un pic. Pe drumurile de România Națională va merge cu a 6 și cu a 7 la viteza regulamentară. Parcă sunt prea multe viteze, sincer, nu-i puneam mai mult de 7. Mă rog, acum e o chestiune de tehnologie și lucrurile astea sunt făcute pentru a scădea consumul și valoarea de CO2, nu pentru feedback-ul și plăcerea șoferului. Evident, pe virajele astea, Touaregul nu e un etalon, nici prima generație, nici a doua, adică îți dă sentimentul de siguranță, de mașină care stă pe curbe, dar nu poți forța pe aici să zici că ești la nivelul unei, sau mă bine, nu se apropie de concurenții lui de la München. Nu este făcută să facă lucrurile alea. Însă nu și-a pierdut din capacitățile de a merge pe teren accidentat. Eu am mers ceva drumuri din astea de câmp, de dâmburi, de pietricele, cu roțile astea de stradă și nu am avut probleme. Am mers chiar pe nisip, poate ați văzut clipul pe unul din deșerturile din Oltenia, o zonă unde nu se face nimic și efectiv avem parte de dune pe câteva sute de metri pătrați, o bună zonă și care se mărește de la an la an și nu am rămas cu ea, nu s-a îngropat cu roțile astea la presiunea asta. Mi-a fost un pic frică, dar s-a descurcat mașina. Adică rămâne o mașină polivalentă cu care poți merge și pe șosea, poți face și o depășire, poți pleca patru adulți cu ceva bagaje în confort și siguranță. Și dacă chiar vrei să faci off-road, poți să o faci. Evident, nu este o mașină de extreme. Tehnic, Volkswagen zice că mașina asta, a doua generație, e cu 2 cm mai joasă decât vechea generație, iar ultima generație de Touareg e cu 2 cm mai joasă decât asta. Nu știu, nu m-am uitat exact la datele tehnice. Mă rog, eu am rămas cu cele vechi în nămol datorită nepriceperii mele sau datorită intenției, dar am reușit să mă scot singur și din o dată, de două ori din nămol și o dată din nisip, pentru că am acele plăci de recuperare care le țin tot timpul cu mine în portbagaj. Acum nu știu ce să vă mai spun ca utilizator, așa, pentru că pentru mine este al cincelea Touareg și vă spun cu mâna pe inimă că chiar e o mașină care dă dependență. Sunt puține mașini care îți oferă din toate câte ceva. Sunt mașini care îți oferă din ceva mult, dar doar din ceva ăla. Clar un Nissan Patrol, o Toyota Land Cruiser sunt net superioare în teren. Dar mașinile nu vor merge cu viteză mare pe șosea, nu vor avea funcționalitatea și versatilitatea interiorului ăstora. Puterea și așa mai departe, pentru că știm cu toții că la capitolul de diesel, monștrii japonezi au nevoie de swap motor ca să miște puțin și deja ia uitați, am sărit de viteza legală în nici 100 de metri de la ieșirea din localitate. Mă gândesc pe viitor să iau și niște anvelope AT. Dar anvelopele AT pe care le-am folosit, am avut Kumho, am avut Toyo, am avut asta la ultimul ce n-am avut de la proaste, Cooper, făcute în China, bineînțeles. Sunt un bun compromis, dar se cam termină cu ele pe la dimensiunile de 18, la roți pe 19 nu există sau există foarte puține și foarte scumpe. O să pun în jantele de iarnă niște anvelope AT la primăvară, probabil, și mă gândesc dacă păstrez jantele astea, dacă le vând. Pentru că cred că și mașina va fi un pic mai moale și mai plăcută cu 18 față de 19-le astea. Singurul lucru unde mi-e frică cu ele, cu anvelopele de vară, pentru că nu mă duc în extreme și chestii din astea, sunt mărăcinii de câmp, care
am băgat AT-urile într-o grămadă de zone din astea cu mărăcini și n-am avut nici cea mai mică problemă. Dar cu ăsta de vară nu m-aș... Poate că da, poate că nu. De ce nu mai Touareg, nu mai Touareg, altceva nu vezi? Ba, văd, dar fiecare din celelalte mașini e o mașină mai nișă decât asta. Un BMW X5 sau X6 este o mașină de șosea care merge foarte mișto pe drumuri bune și foarte repede. În România, drumurile bune nu sunt chiar peste tot. Avem și drumuri bune, dar avem și șosele ca asta, unde știți cum face un model de la München. O mașină, ce vorbeam mai înainte, de un off-roader adevărat, un Patrol, o Toyota Land Cruiser. Eu stau departe de zonele dificile ale României, adică de munții Carpați. Sunt peste 100 de km în linie dreaptă. Mă tot gândeam să iau un Patrol, dar un Patrol pregătit e cât două Touareguri din asta, dacă nu chiar cât trei. Nu știu dacă mi-ar fi atât de util pentru mine de aici să plec cu el în zonele unde aș avea nevoie, să mă duc la Constanța ar fi haos. Mă înțelegeți? Nu cred că poți merge în regim de autostradă cu MT-ul, sau poți să mergi, dar mai încet decât viteza camioanelor. Acum nu știu, dacă tot discutăm puțin despre capacități din astea de off-road, lumea off-roaderilor e împărțită în două, dar eu cred că unii se înșală. Unii zic, domnule, ai nevoie de gardă la sol, câte mașina mai înaltă, cu atâta capacitatea de trecere mai mare. Alții zic, domnule, ai nevoie de un sistem de 4x4 cât mai evoluat, cu blocanți, cu... Eu acum zic că ai nevoie de garda la sol. Cât timp nu faci abuzuri. Cât timp nu faci abuzuri și te duci în perioade calendaristice când nu plouă sau în anotimpurile mai blânde, nu te duci în zăpezii extreme și așa mai departe, o mașină cu gardă la sol decentă și încălțată cu niște roți potrivite te va duce pe oriunde, și pe forestierele de munte și. În momentul în care te duci în perioadele cu ploaie, zăpadă, gheață, știți, atunci vei întâlni zone cu nămol, obstacole, chestii din astea unde sistemul 4x4 va face diferența. Dar din nou, degeaba e un sistem 4x4 extraordinar dacă tu nu ai roți și ai o mașină oarecum joasă. Știu că vedem rușii aia că fac teribilisme cu audiurile, dar audiurile după ce fac teribilisme, ei nu ni le mai arată. Să vedem ce nu mai au pe sub ele. Mă înțelegeți? Da, Patrolul cu blocant și cu motor de BMW este apogeul lumii auto pentru off-road. O mașină din aia merită cumpărată, dar înseamnă să o și ții foarte mulți ani. Și încă o chestie, valoarea ei nu prea mai scade. Adică ai dat pe ea mult, dar atât va costa. Da? Nu, pentru stilul meu de viață și pentru câte excursii fac eu, nu am nevoie de mai mult decât o mașină de dimensiunile astea și de capacitățile astea. Cu toate că și Touareguri de astea, dacă o să vă uitați pe Facebook, pe celebrul grup Off-Road Wagon Porsche, o să vedeți foarte multe modele modificate hard, adică modificate la nivelul de Patrol, mai ales Porsche-uri, Cayenne pe benzină, suspensii, roți, monștri. Da, bineînțeles, costul unei mașini din alea înseamnă și exploatarea ei și mentenanța, înseamnă cifre astronomice care pe mine, un român obișnuit, mă depășesc și nu pot să mă apuc de așa ceva. Dar din nou, între un crossover cu motor de 2 litri sau mai mic de 2 litri și un SUV din ăsta de clasă mare, cum sunt modelele Mercedes, să vorbim despre Grand Cherokee, așa este o mașină care mă interesa așa într-un viitor. Este ceva diferență. Într-adevăr, te vei lovi de partea asta de taxe, de impozite mari, mult mai mari, practic. Asigurarea e destul de decentă. A fost pe un an de zile la mașina asta, eu care locuiesc la Craiova și am B8 și 44 de ani în curând, 1300 de lei. Ce-i drept, pentru un tânăr într-o altă localitate putea fi mai mare, dar pentru un alt, pentru băiatul care i-a vândut Touaregul cel vechi acum un an și ceva și stă undeva în județul Buzău,
tot cu B8 a fost 1000 de lei, iar a mea fusese 1200 de lei. Adică lucrurile astea diferă un pic de la zonă la zonă. Dar un 2 litri sau o cilindrie mai mică pe un crossover mai mic sunt net în avantajul financiar, plus partea de mentenanță, ulei mai puțin, filtrele, tot cam atâta costă. Dar nu ai aceeași versatilitate, nu ai aceeași spațiu interior, nu ai aceeași poziție de condus înaltă, automat un portbagaj mai mic și așa mai departe. Pentru drumuri de România, pe care eu am făcut-o în lung și în lat, în toate anotimpurile, în toate sezonurile, scuzați, pot să vă zic că cel mai odihnit te dai jos din SUV. O mașină joasă, o berlină, indiferent de care e, cât de luxoasă și cât de puternică, te va obosi la drum lung. Mai ales pe timpul nopții, ești la nivelul farurilor, ți-ai toate farurile în ochi. Nu ai aceeași vizibilitate asupra traficului, asupra drumului. Într-un SUV, cu cât stai mai sus, cu atât e mai ok. Și mulți vor spune, domne, cea mai confortabilă e limuzina. Pentru pasageri, da. Într-adevăr, pasagerii din SUV se mai bălângă un pic, se mai plimbă pe locuri. Dar pentru șofer, pe trafic de România, cea mai confortabilă și cea mai odihnitoare este SUV-ul. Hai cu meganele. Nu încălca banda. Încălci banda, nu vrei să lași. Aici, înainte să reabiliteze șoseaua asta, era o bandă de urcare, una de coborâre. Acum au făcut două de urcare, una de coborâre. Dar nu sunt de aceeași dimensiune peste tot. Se strâmtează pe aici, pe loc, pe acolo. Și sunt șoferi, cum este cel din față, care calcă benzile, nu... Ia, vrea să forțeze meganul, să vadă ce poate. Nu poate, spune. Ne lăsând loc pentru mașini și pentru șoferi care nu sunt foarte atenți și nu-și cunosc gabaritul mașinii ca să se încadreze cum trebuie, ca două mașini să poată circula în paralel chiar pe zonele astea, pe viraje. Eu vă recomand aceste mașini pentru că chiar dau dependență. Acum, dacă poți trece peste inconvenientul ăsta moral al banilor care îi dai la stat pentru ea, ce să vă zic? Din nou, nu mi se pară să cele mai utile mașini ca să fie folosite în trafic de zi cu zi în orașele mari. Te vei lovi un pic de inconveniența asta dimensiunilor, mai ales a lățimii. Dar nu uitați că la lungime, poate că este mai scurt decât Passatul Prec. Așa le-a făcut Sfântul Volkswagen. Dar eu o folosesc ca mașină de weekenduri, ca mașină de călătorii. Acolo deja e în elementul ei. Da, de exemplu, acum rulăm în cutia în sport, suntem în viteza 8, avem 105 km pe oră și instantaneu ne arată un 6,5, 6,4. Chiar și eu sunt curios la sfârșit ce consum vom scoate pe traseul ăsta cu ea. Evident, o să mai punem un litru în plus, că știți bine, este Volkswagen și ne minte, tot timpul ne minte la date din astea. De-aia au prins americanii cu Dieselgate, că toți vreau să-și ia Jetta de 1.6, toți americani. Aș înlocui Touareg însă doar cu, nu vorbim de mașini pregătite de off-road, de mașină stock, doar cu un Jeep Grand Cherokee, aceeași generație, sau mai bine zis, un pic mai nou, pentru că Grand Cherokee primește cutia cu 8 viteze abia în 2014. Mie nu mi-e frică de 3 litri ăla făcut de VM motorii, nu văd de ce ar fi mai prejos decât astelalte. Dar un mare avantaj al Grand Cherokee-ului stock este garda la sol, o mașină mai înaltă. Bărbătească, imagine, prestanță, nu știu dacă are aceeași ergonomie la intrare. Bine, am mers cu una, poate revedeți clip. Nu cred că are chiar aceeași ergonomie la interior. Și nici aceleași scaune la... Da,
E o mașină care îmi place per total și care cred că te deservește cum trebuie, la fel ca și asta. Ce-am mai observat la ele, mai ales pe partea asta de consum și la modelul vechi, la asta încă nu m-am lovit. De fapt am simțit prin Dobrogea, dar nu chiar așa de mult. Sunt oarecum mașini sensibile la vânt de partea de consum. Nu atât dinamic, adică nu te va bate vântul cu ea de pe șosea. Nu vei simți că bate vântul prin ea, ca la mulți alți producători. Dar dacă mergi cu vânt lateral sau vânt din față, consumul o să fie un pic afectat. Efectiv, vei simți puterea vântului. Clar, sunt mașini înalte, nu foarte, foarte aerodinamice. Trece mult aer pe sub ele, automat îl vei simți în cifrele de consum. Îmi dați voie să deschid această doză de cola adusă de Daniel. Au și căruța și câinele după ea. Mare atenție pe șoselele din România. Ia uite așa, căței. O astfel de căruță pe timpul nopții nesemnalizată, fără niciun fel de element reflectorizant, înseamnă o tragedie. Dacă tu rulezi cu 100 pe oră, cu fază scurtă și din contrasens îți vin mașini, în cei 30-40 de metri cât îți oferă ție faza scurtă vizibilitate, din momentul în care o vei observa, până, mai bine zis, din momentul în care observi, nu vei putea frâna și să o eviți. O vei lovi. Pentru că nu ai suficient timp, acea jumătate de secundă, o secundă, până tu frânezi, până mașina începe să frâneze, înseamnă niște metri, plus cei 30 de metri, 35 de metri în care frânează o mașină modernă până la zero, salut, sănătate, ai lovit-o. Și îmi pare că nu se face ceva pe tema asta a vehiculelor ăstora folosite în mediul rural, pentru că sunt foarte prezente, sunt foarte prezente, le-am văzut și în Oltenia, le-am văzut și în Dobrogea, le-am văzut peste tot. La fel cum am văzut în Oltenia, pe europene, tineri, care merg cu trotinete modificate, pe drumurile europene, printre camioane, printre turisme, cu 70 de km pe oră. Mă rog, poate se va deștepta cineva, poate va găsi o soluție. Dar eu cred că la căruțe, știți că se montase la cele plancarde pe ele cu primăria, de unde sunt localitatea, tot administrația locală, tot primăria ar trebui să cheme pe toți, că știe primarul și secretarul primăriei cine are căruță, cine are animale. Lege și hotărâre de consiliu local. Dom'le, pe partea spate a căruțelor ești obligat să-ți dăm noi de la primărie o tablă, niște table, niște pancarde de plastic, nu de metal, ca să le duceți la fier. Ești obligat să le porți, ca tot spatele căruței să fie reflectorizant. Plus căruțașul să aibă vestă și lumină, cum prevede codul rutier. Acum nu știu dacă ați auzit de vreunul dintre ei amendați. Sunt ok să mă amendeze poliția rutieră pe mine cu o sumă mare când depășesc viteza regulamentară. Că nu porc centura, că vorbesc la telefon și așa mai departe. Dar căruțașul, care, cine e mai periculos în trafic? Eu care nu porc centura? Asta e, am uitat să o port. Sau nu vreau eu să o port, îmi risc propria viață. Dar căruțașul, care merge cu ea nesemnalizată pe drumurile europene, naționale, riscă totul. Și viața lui, și siguranța lui, și viețile multor altora. Că tu dai din spate într-o căruță cu 90 pe oră, că n-ai văzut-o la timp, și arunci căruța sau te arunci că mașina ta într-o mașină de pe contrasens care vine normal și în spatele mașinilea intră în voi, în amândoi, altă mașină. Pentru că nu sunt timpii de manevră necesari ca să faci lucrurile astea, adică înseamnă să mergi pe timpul nopții cam cu 60-70 pe oră maxim, ceea ce nu face nimeni. În fine. Opa,
uite Clio, ce viraje, ce frâne, ce... Tată, băi, jor cu el, ia să vedem, reuși, reuși. Dar, din nou, e o mașină pe care vă sugerez să vă o cumpărați. Mai nouă, mai veche, dar cumpărați exemplare în stare bună, cu mentenanță făcută, cu servisare, ulei la cutie și chestiile astea. Nu sunt ieftine, dar nici partea de frâne nu e chiar ieftină, adică nu, mașinile astea nu sunt la nivelul unui Golf sau al unui Passat. Exemplu, pentru un Passat a fost un amortizor 3-400 de lei, pentru asta e un amortizor 600 de lei. De ce? Păi e mult mai mare, e atâta. Mă înțelege? Și mai mult metal în el. Adică, raportat la piesa în sine, costul pe centimetru de piesă e tot același, dar e vorba de dimensiunile piesei. Din nou, ale mele nu s-au stricat niciodată niciuna dintre ele, s-ar rămân pe vreundeva. Am avut chiar cea de 2.5 cu celebrul motor R5, care toată lumea îl blamează și îl culește. Eu am mers cu ea aproape 2 ani, am făcut munți, Carpați, am făcut... Da, nu e un motor performant, nu duce viteză prea mult, dar în România cu câtă viteză să mergi. Singura problemă la ăla, a fost o problemă, mai zis, nu am rămas, dar am improvizat o chestie. Mi s-a defectat sistemul de prindere al unuia din al singurului furtun de la intercooler. A sărit și mașina mergea fără turbo, dar l-am improvizat cu niște bandă, cu scotch și am ajuns cu ea. L-am cumpărat, a fost vreo 400 de lei. L-am înlocuit și mașina a continuat să meargă. 46-le scârție și acum la 20 de ani. Iar celelalte de 3 litri, nicio problemă, n-am avut probleme cu tot ce se vaită lumea, șpan în sisteme, injectoare, chestii astea. Adică, foarte ok mașina, dar merg și acum. Asta ultima am vândut-o unui prieten de-al meu care este în Italia, a plecat și stă în Italia, lucrează în Italia, a plecat România-Italia cu ea dintr-o bucată. N-a avut nici cea mai mică... problemă. Eu am fost cu ea Constanța, am fost cu ea la Călăraș, drumuri lungi, 400 de kilometri, pe trafic de România. Că am scos. Chiar și eu am un pic de emoție, așa, nu știu ce să... Zic că un 10, cred eu, așa, nu știu. Bine, sunt 15 grade afară, nu mai este chiar cald și n-am mers cu clima pornită, că nu e nevoie. Acum, ce se aud pe aici, am niște monede de la spălătorie. N-am unde să le pun. Și aici am niște monede RON. Evident, dacă vreți să cumpărați unul din nou, puteți cumpăra unul cu suspensie pe perne. E altă dinamică, alt confort. E cu totul o altă mașină. Evident, cu mentenanța necesară și cu costurile de mentenanță la celor perne. Dar mașina pe perne este în altă ligă, indiferent ce producător o face față de o mașină cu suspensie convențională pe arcuri. Tonalitate 3 litri ăsta, cum se aude așa în accelerare și se ridică de bot, e mișto de mers cu ea. Evident, dacă vreți o mașină utilă și care să țină cu casa de adevărat, le luați un Nissan Qashqai cum e asta. E o mașină bulletproof.
totul e simplu, totul e funcțional, șansele să defecteze mici, costuri mici, motorizări mici și așa mai departe. Cam se termină călătoria asta noastră aici, să o încheiem, să parcăm. Și să iau telefonul să vă arăt pe aici cifrele. A, și un inconvenient la mașinile astea este faptul că sunt foarte mari. Și dacă vrei să iei ceva din spate, din față, de pe alt loc, să te întinzi un pic. Dacă ți-a căzut ceva pe jos, în dreapta, trebuie să oprești. Bun, ia să vedem ce zice mașina noastră la finalul călătoriei. 30 de minute, 54 viteză medie, 27, mai avem motorină. Ba, ba, nu. Nu, 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 nu are cum. Chiar nu are cum, e mult, mult prea puțin. Mă rog, o să-i mai punem un litru, că este Volkswagen și știți că înșală. Sau, așa mi se spune că înșală. Dați și voi un like clipului, un clopoțel canalului, un share. Aruncați un ochi pe pagina noastră de Facebook. Ne vedem cu bine în noi și noi episoade și cumpărați-vă Touareg, face toți banii.